tanto rollo, tanto rollo, tanto rollo, hoppa! Tanto rollo, tanto rollo, tanto rollo, hoppa! Mariana Stănescu, ia spuneți dumneavoastră. Minunat, minunat, așa mi-a dat o stare de bucurie, de veselie. Îmi venea să țopăi acum, adică să joc, cu să joacă. Hai să jucăm în țonțoroi. Are și el o denumire, probabil că cineva a fost cel care a creat și a dat el denumirea respectivă. Eu am creat piesa, da. Piesa mea care am creat-o și... Foarte bine. A zis tot așa ca să ne trezească, să fie de veselie, de... De bucurie. Uite ce înseamnă o melodie ușoară, frumoasă, care este gâdile frumos pe la ureche, fără să auzi, am auzit-o prima dată acum, da? Ei, vreau să vă spun că deja în capul meu există această melodie și o voi recunoaște ori de câte ori va fi, voi avea ocazia să o aud undeva. Ăla e, țonțoroiul lui Nea Vasile și al... nu știu cum te cheamă. Eugen. Eugen, așa. Deci iată că se pot face lucruri frumoase. Chiar mă gândeam acum că ce bine ar fi dacă am putea face, dar cu instrumente reci, da? Să facem niște registrări, de ce nu? În formulă tradițională, să vorbesc cu colegii mei, dar să aveți un repertoriu, să alegeți acolo, o sârbe, hore, tonțo, da, și să le facem, de ce nu? Pentru că știți că trebuie pus accent și pe formații de mică dimensiune, adică pe instrumentiști, pe lăutari, că sunt puțini și din ce în ce mai puțini și ar trebui să reînviem într-un fel. Uite, am văzut un lucru foarte, foarte frumos. Acum eu zic, nu, mi-e place să ascult, vă rog frumos, chiar vă rog. Chiar ți-am luat loc acum de nu prezentator. Nu contează niciodată. Așa, există un dirijor foarte tânăr la Oradea, Liviu Buțu îl cheamă, da. El este și profesor de vioară la Școala Populară de Arte a Francisc Hubic și a adunat pe lângă el vreo 50 de tineri, poate și mai mulți.
Vreau să vă spun că au făcut o orchestră, dar orchestră. El face aranjamentele, el face tot. Copiii ăia sunt atât de valoroși și de buni. Și fiecare reformație între ei acolo, se duc la anunț, mai câștigă și un ban. Dar au concertat la sala Palatului de nenumărate ori, în cadrul festivei, adică a fost în memoria Marioara Murărescu și au concert de 7 ore, a fost susținut de acești copii. V-aș asculta pe dumneavoastră pentru că sunteți o enciclopedie pentru noi și vreau să veniți alături de mine, doamna Mariana Sescu. Iar mă chem lângă tine, da, să nu mă de ochi. Aveți roșu și nu de ochi, să știți, într-adevăr. Normal, păi mie îmi place când vin oameni așa, care au ce spune, domnule. Dumneavoastră chiar aveți ce spune, credeți-mă. Da. Dacă vorbesc eu câte 3-4 ore de nu mă mai pot opri. Când m-am invitat, o să pe doamna Mariana Strescu-Berman, ce faceți astăzi? Nu e așa că veniți la noi? Vin, dragă, vin și vorbim ce vreți voi. Și de cultură, și ce vreți voi. Da, eu vreau acum să ne cântați. Sigur, cu toată dragostea. De frumos, precum și vorbiți. Încerc să... Sunteți norocoasă, să știți. De ce? Pentru că dumneavoastră și cântați bine, și vorbiți bine, sunteți și un bun orator. Aș putea spune, da? Și băi, mai rar așa să... Să îmbinăm tot, bin, nu? Da. Din adică, 100%, doar 10%. Hai să luăm și pe partea cealaltă. Radio te face să fii într-adevăr un foarte bun orator. Pentru că acolo o secundă e mult. Așa este. Nu e ca la televiziune. Aici mă fură imaginea. Da. Vai, ce frumoasă e. Chiar dacă imaginea aia spune ceva. Da, e la microfon, la radio, nu e mai același cum. Lucru. Și atunci trebuie tot timpul să fii înainte cu un pas față de interlocutor. Că poate ăla se podmărește, tu trebuie să-l urmărești, să-l scoți din momentul respectiv. Și multe lucruri care țin de cultură, să te pregătești, nu te poți duce nepregătit, ai o temă, trebuie să știi ce spui acolo, nu mănânci castane. Am o nelămurire. De fiecare dată când am invitați, unii spun așa, nu e bine, nu e corect să spui așa. Cântec, nu e corect să spui melodie, nu e corect să spui piesă. Dom'le, adică, cum să-i spui? Asta am spus și eu. Cum este corect, domn? Cum vrei să-i spui așa, cum? Spui, cum îți vine? Cântec. Pentru că mai, eu mă mai sau piesă. Este un cântec. Bine, este o piesă în formulă modernă. Că se spune, domnule, piesă la mașină. Adică nu e corect. Lasă că avem atâtea atâtea cuvinte care au mai multe înțelesuri, hai să nu o luăm pe aia la. Asta spun. Limba română e atât de frumoasă și de bogată și înțelegem ce vrem până la urmă. Deci până la urmă este corect să spunem cum vrei. Cum îți vine? Iar dacă poți să fii un pic spiritual, poți să o piesă de la mașină cântată de doamna. Hai să facem. Pentru că vă respect prea mult, nu îmi permis să spun asta. O melodie? Da, una, două, trei, patru. Din 100, ce doriți dumneavoastră? Din 100 câte aveți dumneavoastră? Sau 1000 câte? 100. E bine? E 100. Bine. Așa. Ce nu, serios, ce cântăm acum? Chiar atâteam. Ce cântăm acum? Nici nu știu. Surpriză, băieți. Sunt cântece frumoase, sunt într-o anumită ordine. M-au întrebat băieții ce doriți dumneavoastră. Următoarea care vine la rând. Una a cântat, doamnă. Da, o melodie. Da. Una aceasta singură. Este a doua, da? Prima. Bun. A fost Codrule bătut de ploi. Și a doua de noi amândoi, ție că spică frunza mie că întrece viața. Cum? Da. Cum se numește, băieți, melodia? Bată-te pustie lume. De ce bată-te pustie lume? Pentru că așa e, asta e adevărat. Să te bată pustia pentru că eu vreau mai mult, vreau să trăiesc, vreau să-mi fie bine, vreau să fiu sănătoasă, vreau multe lucruri pe care, știi, odată cu trecerea timpului, îți dai seama că parcă prea repede trec zilele, prea repede trec. Așa este. Parcă din ce în ce ne vedem mai neputincioși, uite, ne mai doare când colo, când la doctorul ăla, când la doctorul ăsta, că am și o lucrare de terminat, în fine. Dar vreau să spun că lumea asta e așa cum este și ne lovim și de bun și de răi și de invidii și de bucuria de a fi alături de cineva, de oamenii a interesului, de multe lucruri care sunt și ne înconjoară. Și atunci fiecare trebuie să știm să alegem, să mergem pe anumit drum, să fim cinstiți, corecți, iubitori, afectoși, respectoși, să ne iubim aproapele și să ne sămânăm în fiecare zi câte o sămânță în grădina noastră, acolo din bucățica aia unde oare o avem noi acolo în sus în cer, lângă Dumnezeu, câte o sămânță. Ca să avem roade bune acolo sus. Sunteți de acord cu mine că omul deștept sau inteligent, mai bine spus, nu are ură, nu dușmănește, nu? Omul care e om totdeauna să fie modest, iubitor, nu o să poarte ranchiună, totdeauna să fie o să lase de la el. Pentru că știi, câteodată zici, nu spune mintea cu prostul. Așa este, care da? Mintea odihnită.
Exact. E? O vorbă aia, mare, mare, mare vorbă. Astăzi atâta invidie și atâtea răutăți. Păi ce să facem? Trăim în lume. Asta spuneam și eu. Bate e pustie lume, uite ca să vezi că omul se potrivește. Are... numai omul... da, da. Asta. Până atunci, eu am numai invitate deștepte și frumoase. Și tinere. Și tineri, normal, tineri. Pe cum? Păi tineri, da. În primul rând. Hai să ne laudăm și ne puțin, că doar de aia am venit aici. Nu, este un adevăr, nu e o laudă. Mie nu-mi place să laud. Până atunci, să vă ascultăm cu drag. Mulțumesc. Oamenilor din Bihor. Ce înseamnă bată cel pustie lume? Da, eu da, cânt, că mi-e drag de lume. Cum vă alinați dorul? Dacă vă e dor de ceva? Codoină. Codoină, nu? Sau, acum, sincer, dacă ascult foarte multă muzică în radio, parcă acasă nu mai îmi vine și atunci ascult muzică clasică. Că am muzică clasică foarte mult, am o colecție valoroasă lăsată de soțul meu. Și câteodată mi-aduc aminte, știi, pentru că el nu mai este printre noi. Și scot câte un CD care plăcea lui. Am cele mai mari orchestre din lume, cei mai valoroși dirijori, cei mai mari instrumentiști de muzică clasică în concerte, în... Nu pot să spun ce am în casă. O adevărată fonotecă. Și mă bucur de ea, așa am grijă de ea ca de ochii din cap. Care este definiția dorului din punctul dumneavoastră de vedere? Dorul cred că nu se poate spune în cuvinte, pentru că este prea mare ca să-l poți defini. Dar... faptul că ești departe de cineva foarte drag, cum sunt eu de acum. Sunt foarte departe. Dar dorul este mare. Și cum se spune, sunt foarte departe, dar totuși aproape. Aproape, da. Îl simt, da. E prezent în viața mea. Dar știți că vă veghează de acolo? Știu. Și vă trimite și semne. Să spun un lucru, poate o să zici că sunt nebună. Eu când plec de acasă și când vin de acasă, pe biroul lui există o fotografie cu o icoană, cu ce trebuie acolo, un mic colț al lui. Și totdeauna îi spun, tati, Gigi, uite, acum plec la EMI-TV. Când am venit, mulțumesc, tati, că ai avut de mine. Vă cred. Da. Cred. Știu ce înseamnă. Da. Gata, a trecut. A trecut, sunt momente sensibile, ăsta e dorul. Așa este. Mai multe cuvinte de la dor nu mai pot să spun. Dar ultima dată vă aduceți aminte când l-ați visat? De curând. Da? Dacă spun, o să zici că ați dusă cu plâta, dar nu sunt, sunt foarte așa. L-am visat într-o anumită conjunctură cu oameni foarte maturi, într-o, să zic așa, la o agapă, cu mese, cu tot ce era acolo.
și el stătea cu spatele la mine și la un moment dat, dintre oamenii aceia pe care nu-i cunoșteam, nu știam cine sunt, este vis, deci pur vis. M-a agasat așa, că îmi făceau curte și eu m-am enervat, când eu eram cu soțul meu, ce cauți tu să-mi faci mie curte? Că, ideea în sine, știi? Și la un moment dat m-am dus și zic, hai tati să plecăm de aici, că mie nu-mi place locul ăsta. Și el s-a întors la mine și a zis, nu. Adică n-a vrut să te iei. Nu. Știți? Da, așa și atunci imediat, era ora 1 și jumătate noaptea, m-am trezit și n-am mai putut dormi. Deci visul m-a dat peste cap, n-am mai putut adormi, am dat drumul la televizor. Și stăteam cu telecomanda, butonam și eu să văd ce mai găsesc pe acolo, ceva care se poate fi urmărit la ora 1 jumate noaptea. Da. Și am simțit, stând în pat culcată, am o păturică cu care dorm așa, că a venit cineva și uite ca și când ai ții piciorul așa și degetele. A venit așa și prin pătură a făcut așa, de două ori. Și am zis, el este. Vedeți? Deci este prezent. Da, da. Deci el n-a vrut să mă ia acum, că visul ăsta a mai fost. Da. Și atunci a venit să-mi spună că încă mai trebuie să stau aici. Se spune că cei din lumea de dincolo ne protejează, da? Au da? Grijă de noi și, să știi că... și ne avertizează. Oh, eu știu foarte multe lucruri. Nu se pot spune că o să zic că lumea asta o dusă, e dusă, săraca cu pluta. Nu o dusă cu pluta, dar sunt lucruri, întâmplări, care le poți povesti doar la cine înțelege. Și cine poate a trecut printr-o astfel de experiență. Da. Să știi că sunt lucruri foarte, foarte sensibile. Așa o viseam eu pe Ileana Sărăroi, după ce a murit. Da. Mie mi-a rămas imaginea ei, când m-am dus la Sfânta Vinere, unde avea peste coșciug un păr așa lung. Da, da, așa. Păr lung și mă, frate, și eu am rămas cu imaginea ei. Și am zis, Doamne ferească Dumnezeu. Și o visam. Mereu, dar mereu mă visam, mereu, o visam că să-i dau ceva, că are nevoie de un batic, are nevoie de nu știu ce. La un moment dat m-am sfătuit cu preotul și am zis, domnule, ce să fac, o visez mereu pe Ileana Sărăroi. Zice, o bătrână de acolo m-a învățat să-i dau mâncare peste geam. Adică să chem o bătrână, să vină să-i dau mâncare peste geam. Și așa am dat, pentru că ea, să spun de ce o visam. Eu când am venit în București, ea cânta la un restaurant undeva, știu unde. Cu toți artiștii. Așa. Și am zis, cum să fac, doamna Ileana, să cânt și eu la restaurant? Și a zis, te duci la Nicolae Pătrașcu din partea mea și spui să cânți acolo. Și eu zic, păi da, dar eu nu cânt decât ardelești. Ei, află că acolo m-am dus și am stat 7 ani. M-am format și acolo am învățat să cânt. Și eu... așa că m-a ajutat, înțelegi, da, tu, faptul că m-a ajutat. A fost mai aproape. Și vreau să vă spun, fetelor, că suntem aici, de câte ori mă duc în restaurant și când, nu există om să nu-mi ceară piesa ei Târgoviștea. Unde e Târgoviștea? Și numai puțin, doi doamnele mele. Mare. Vreau să-i transmit și eu multă sănătate colegului meu, Marius Biciu, care e prietenul meu de familie și niște muzicanți extraordinari de la Bihor. Da. Luți, bineînțeles, un organist foarte bun de acolo, de excepție. Corina Sat, Mario Pup. Da. Și tot binele din lume, să le dea Dumnezeu sănătate. Marius Biciu e o familie de muzicanți foarte buni de acolo și pup această cale și le doresc multă sănătate. Așa din este, sunt, frumos, da. Frumos. Biciu, toți copiii, toți lui cântă la vioară, da. Sunt o formație foarte bună, foarte buni instrumentiști. A, da? Foarte bine. Deci ajungeți pe acolo până în Bihor? Păi atunci ce să mai vorbim de Bihor? Asta este acasă. Uităm Bihorul aici la București. Nu degeaba v-am invitat în această dimineață, vedeți? Dumnezeu lucrează prin oameni. Nimic nu este întâmplător. Așa este, totul într-adevăr. Totul sunt programate undeva. Și să știți că nu degeaba v-am întrebat și eu cred în așa ceva, în ce am vorbit noi. Da, în vise, pentru că vise, da. Și cine spune că suntem nebuni, ei sunt nebuni. Nu, noi, nu, să știți. Nu, dacă nu ești curat, spiritual, și dacă ești un om rău, niciodată n-ai să ai astfel de revelații. Dar dacă ești un om bun, un om care ajută, uite, da, acum când am venit încoace cu metroul la Piața Unirii, era un bătrânel cu străituță de medicamente, da. Tremura, uite, așa făcea și cu hârtie că n-are bani să-și cumpere medicamente, de fapt erau cutiile goale. Și m-am oprit, deși mă grăbeam, să-i dau niște bani. Și am dat. Și am zis, Doamne ferește să ajung și eu la exact. Bătrânețe așa, că mă gândesc totdeauna, pun și rău, numai binele, vai, acum mi-e bine, sunt frumoasă, exact, sunt tânără, da, da. Nu știi ce te ajunge, ce ajungi în timp. Și ar trebui fiecare dintre noi, fiecare care este conștient de viață, că viața e unică, una, acum o trăiești, da. Să fii, eu dau la lume, să fii înțelept și să încerci să faci bine.
că nu știi niciodată când se întoarce roata. Și roata asta, tu știi, merge doar în față, da, și înapoi. Exact. Niciodată pe laterale. Dai, Dumnezeu îmi dă. Da. Nimic nu rămâne, da. Niciodată nu o să fii, cum să zic, să faci o pagubă fără să nu fi, ți se întoarcă poate înzecit. Da, adică să dai ceva și poate e ultimul lucru pe care l-ai dat. L-ai dat cu dragoste, să nu dai cu răutate, să-l dai din obligație. Nu, dacă faci un bine, fă-l până la capăt. Așa. Dumnezeu acolo sus are grijă de tine. Și spun da, eu, sau măcar cei din familia ta care sunt dincolo lângă el, vor veni totdeauna și vor avea grijă de așa sufletul este tău. Așa este. Da. Cântăm? Ce facem? Eugen? Revelație, Eugen? L-a trezit doamna Mariana? Am văzut că era foarte... Sunt artist ca și dumneavoastră și noi suntem artiști. Da. Și normal. Să spunem, să ascultăm. Da, da. Chiar și după voce, când ascult vocea, când spuneți dumneavoastră de voce, sunetul acela, vibrațiile acelea, te face să te intri în gândurile dumneavoastră. Ai văzut? Te teleportezi așa, te... Bun, să aprofundezi, să intri, să înțelegi niște lucruri și ele se întorc frumos, da, în memorie și le faci. Da. Așa este. Bine, eu hai să ne cânte. Ascultăm. Nu ne cântă? Da, Taraful, frații Vasile? Ia, ce ascultăm, băieți? Fără țânțoroi? Gata, țânțoroi? Pupația Școama Bălan. Cântec de vechi. Vechi, nu? Da, ia spuneți-mi, da, doamna Mariana. Distratul vechi, cântec ce frumos, da. Într-adevăr. Nu, da, ia ei. A fost alții înainte care au cântat. Ia, încerc, ia. Negică, cine v-a supărat? Hai, ia să ascultăm. Am zis lui Eugen, pentru că el e și acordeonist și pianist. Să te lacă la acordeon. Eu zic să vă ascultăm chiar acum. Da. De picior și de pe cap, măi.
Mulțumesc. Înviți acolo? Sigur că da. Cum să nu? Cum să nu? Doamnele mele, pline de viață. Așa de bună dimineață. Da, ca de bună dimineață, suntem pline de viață, nu? Dacă tot ne-ai trezit la ora 5, acum nu trebuie să fim și noi vesele. Dacă să nu zic vesele. Ca mine. Vesele. Vezi ce înseamnă cuvântul și accentul. Da, într-adevăr. Și cum se spune, limba română are multe înțelesuri. Multe. Un accent acolo... Dacă e pus formă, melodic, sau virgula nu sau e rând, unde așa, trebuie, iese aia. Ceva. Da, să știți că da. Păi, da, asta e. Da, e frumoasă și bogată. Uh-huh. Și cine a făcut-o, cine a gândit-o, cum ne-a dat-o Dumnezeu, cea mai frumoasă limbă de pe pământ, eu îi mulțumesc pentru tot ce ne-a dat. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, ați alege aceeași cale? Cred că da. Nu, cred că da, pentru că m-am simțit foarte bine în pielea mea.
am făcut totdeauna ceea ce am crezut și am fost un om suficient de matur ca să gândesc că e bine ce fac și aș merge. Știi ce mi-ar place să fiu? Medic. Vindecător așa... Sau... Mă rog, și cu cântecul pentru suflet și cu medicina pentru trup, cum se zice. Da, iată că se îmbină amândouă. Eu am mai lucrat 11 ani în sănătate, am avut ocazia să lucrez cu medici valoroși, știu foarte multe în domeniul medical, am lucrat chiar pe farmacie, în cercetare. Iată, ce să faci? Viața te obligă să faci altceva decât ceea ce... Păi și bine, e bine. Da, uite, știu pentru mine foarte multe lucruri. Știu să-mi diagnostichez, știu să-mi iau un tratament, pentru că le-am învățat acolo alături de foarte mari oameni. Mi-aduc aminte, aveam un profesor doctor, farmacist, doamna Elena Cristea, nu mai este printre noi, Dumnezeu să o ierte, și aveam laborator de cercetare, unde aveam șoareci și șobolani de laborator și făceam teste. Pe bune? Da, îi hrăneam, îi tăiam, îi scoteam organele, ne uitam la microscop, fiecare, erau tratați, netratați, pui, femele, masculit, gestante și se făcea pe loturi de animale ca să primești, să obții niște rezultate la un anumit produs, medicament. Că de-aia este foarte important, că vorbim de medicamente și vorbim de tratamente și vorbim de vaccinuri. Păi dacă nu faci testare să vezi clinic din atâția martori, că așa se numesc, martori, da? Șobolanii, pe categorii. E infectat. Câți trăiesc cu tratamentul ăsta, câți mor și știi să faci există un sistem de evaluare în așa fel încât da, să poți să scoți un produs de calitate. Că dacă nu mă zice, facem vaccin, dar de fapt e o injecție care nu are nicio valoare. Cunoaștem? Păi, așa, exact. Ce să mai... Da. Noi, da. Care... Uite, eu nu m-am vaccinat, Dumnezeu să-mi dea sănătate în continuare. Uite, nici n-am avut Dumnezeu, încredere că... m-am vaccinat, că am fost obligată să mă vaccinez. Uite, eu am fost obligat, eu am spus așa, dacă mă obligați, nu mai vin la radio. Corect. Punct. Așa. Și cu asta foarte am terminat povestea. Eu nu mă vaccinez ca așa vreți voi. Exact. Aveam posibilitatea să lucrez de acasă. Da. Îmi dădea aparatură și puteam să fac emisiune de acasă, de la birou. Dar, știi, telemunca, cum era atunci. Dar eu am fost la servici în fiecare săptămână, cel puțin de 3 ori. Și uite că nici n-am făcut vaccin, nici nu m-am îmbolnăvit. Și nici n-am avut încredere în poala asta. Am zis eu, răceală, că orice fel de răceală, unii o suportă mai ușor, alții mai puțin ușor, unii sunt mai bolnavi, au așa alte afecțiuni și s-ar putea să agraveze da, situația. Din păcate. Da, dar acum nu s-a murit de boală. Mai nu mergem cu maimuța la plimbare. Mergem cu maimuța, lasă și pe maimuță. Și de asta a mai fost și exact, n-au murit. Exact. Și totdeauna când a fost epidemie de genul ăsta, după războaie, știi că au apărut și horela și ciuma și multe alte boli de astea grave. Din că s-a murit pe capete, nu așa, că i-am omorât noi pe spitale. Așa. Pardon, hai să fim serioși. Bun. Iată că s-au găsit vaccinuri, s-au făcut vaccinuri. Când eram copii, dacă îți aduce aminte, sau poate tu ești prea tânără, de când ne nășteam, noi aveam rație de vaccin. Da, da. Pe pentru rujeolă, pentru poliomielită, pentru nu știu ce, hepatită și așa mai departe. Și copiii nu erau bolnavi. Exact. Acum nu știu de ce nu se mai vaccinează. A, de ce? Pentru că Institutul Cantacuzino nu mai produce medicamentele alea românești bune, care valoroase, de înaltă clasă. Da. Într-adevăr. Clasă. Păi dacă spun clasă, ținută, prezență, voce deosebită, trebuie să ne și cântăm. Când drag. Păi da, chiar acum. Dacă vrei, cât vrei tu cântăm. Până la finalul emisiunii. Până la finalul emisiunii. Mai avem? Bine, mai avem. Atunci e bine că eu știu să intru în panică. Da? Bine. Adică nu intru în panică, vorba bine. La 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 la
piesa mai întâi e la 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 la. Bate creangă de buhaș, auzit în cămălaș. Mai de mult aș fi lăsat, mă, dar m-am chemut de păcat. Zâmbă-te, da, zâmbă-te cu gura ta, mă iubești, da, mă iubești, ba de orba. De nu mă mai poți iubi, lasă-mă că pot trăi, la 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 la. Zâmbă-te cu gura ta, mă iubești, ba de orba. Fată, tu fecior, și ne-am despărțit ușor. La 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 la. Eu îs fată, tu fecior, și ne-am despărțit ușor. La 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 la. Bine, doamna Saveta Bogdan, și am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Stați, unde plecați, doamna Savi? Veniți lângă mine, doamnele mele dragi. Da, pentru că am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mai păcăli, da, să înțeleg că ceasul ăla de acolo nu merge bine, da. Eu mă uit la ceas la radio, uite așa, stă deasupra ceasul și mă uit la fiecare minut până zăvage fix. Și mai avem. Și aici mi-arată că mai am încă o oră și un sfert. Nu, mai avem, cred că un sfert de oră mai avem, dar trebuie să încheiem. Mai avem și, da. Vă mulțumim din toată inima. Cu toată dragostea. Bun. Și eu îți mulțumesc, Adriana. Îți doresc cu festivalul. Mulțumesc cu festivalul sâmbătă. Sper să fie foarte multă lume, că am înțeles că sala va fi plină. Vor veni foarte mulți oameni. Și câți concurenți sunt înscriși până acum? Mai până acum sunt aproape de 30. Oh, e bine, e bine. Și ce să mai înscrie astăzi acum? Doamne ajută. Sper că nu faceți preselecție înainte ca să intre numai 10 cântăreți și 10 premii. Nu. Că s-a împământenit chestia asta și nu e ok. Știi, vin săraci copii din toată țara și eu fac o semi-preselecție înainte îi dau jumătate, 3 seturi din ei afară. Mă, sunt oameni care nu pot să cânte în fața juriului. Așa, exact, și sunt pe scenă degajat și cântă de rup. Da? Și tu vii și îl dai afară. Nu, la noi este foarte corect, deci să ia totul pe dreptate. Nu e... Mai puțin, da, spuneți. Vreau să-l salut și eu pe bunul meu prieten care mi-a făcut acest sambal. Așa? Care, dar nu acum, mai de mult, așa-i? E vorba de fratele meu care îl pup și îl stimez foarte mult, Aurel, de la Oltenița, Aurel Bombardier, așa îl spun eu. Corect, și îl pup și să-i dea Dumnezeu sănătate și la mămica lui și la familia lui. Și mulțumesc din suflet pentru acest instrument care el a stat de el și l-a făcut. Da, bine, îl salutăm și îl îmbrățișăm. Și să mai facă și altele să rămână. Pe domnul cu frigiderul. Păi nu? Da, stați puțin. A zis dumneavoastră că suntem la dedicații. Așa. Și pentru domnul Marian din sectorul 5, prietenul taraful fraților Vasile, care repară frigidere, aer condiționat. Cele mai tari motoare, da? Repară. Așa, motoare. Așa, motoare. Și mai tinere și mai bătrâne. Mai face și o glumă. Facem. Repară căprioare cu două picioare, mai bine sus. Pentru toți ascultători, pentru domnul Nicolae din Norvegia, care e cel mai bun prieten al nostru, al familiei mele, salutăm și îl pupăm pe el, da, pe soția lui. Da, când a spus domnul Nicolae, de ce v-ați uitat, doamna Mariana? Se cunosc? Nu, cred, dar poate doamna Mariana o să auta spre mine, că sunt mulți cu numele de Nicolae. Aha, și stăm așa. Da, și stăm așa. Dar ne uităm cu plăcere și cu drag. Ne înțelegem din priviri, că e vorba de ea. Și la doamna Saveta, mă uit frumos. Și la dumneavoastră. La toate doamnele ne uităm frumos. Mulțumim din suflet. Ne revedem mâine dimineață, ne mai vorbim. Bine? Sigur că da, avem vorba mâine. Mulțumim din toată inima, doamna Savi. Doamne ajută cu festivalul. Da? Doamne ajută, fiște bine. Data viitoare să ne spuneți. Va ieși bine. Data viitoare, săptămâna cealaltă. Eu îți doresc un concediu plăcut. Doamne ajută, mulțumim, doamna Mariana Stănescu Verman. Veniți lângă mine, vă mulțumesc încă o dată. Din concediu mai reveniți pe la noi.
Cu toată dragostea. Acum plec la Craiova, că am 3 zile de deplasare și săptămâna viitoare să vedem cum am programat emisiunile și dacă o fi să pot veni, vin cu toată dragostea. Problema este cu trezitul dimineața, că dacă eu ajung târziu acasă de la servici, noaptea, dimineața la 5 să mă trezesc, să-mi fac duș, să-mi beau și o cafeluță, că trebuie să mă trezesc ca om. Drum care e foarte lung, deci orice, dar drumul ăsta și eu vreau să o salut pe doamna Delia, unde mâine suntem la un eveniment la Curtea de Argeș. La Curtea de Argeș. Da. Vă și eu, vă iubesc. Pe Veronica din Pitești, o salut, o iubesc și să aibă grijă de ea și pe toți prietenii noștri care acum sunt, uite aici pe frecvența EMI TV. Nu ratați emisiuni frumoase de calitate, cu muzică bună, cu artiști valoroși și echipa care e alături de noi tot timpul. Pentru mulțumim, că la Adriana. EMI TV întotdeauna e altceva. E altceva, corect. Și acum și de data aceasta a fost altceva. Bun, într-adevăr. Sperăm că v-ați simțit bine la noi și că am fost un bun moderator pentru dumneavoastră și data viitoare veți reveni cu mare drag. Sigur, cu toată dragostea, oricând. Totul e timpul, știi, să fie programat. Timpul este dușmanul nostru, sigur, din toate punctele de vedere. Vă pupăm, vă îmbrățișăm, vă mulțumim că ați stat alături de noi încă o dată și dumneavoastră, cei care ne urmăriți de dimineață până seara, nu uitați să urmăriți EMI TV. Întotdeauna la noi e altceva. Vă dau întâlnire mâine dimineața de la 8 fix pe EMI TV. Zi frumoasă să aveți, încheiem cu doamna Mariana Stănescu-Verman. La revedere! Chefuim, viața este numai una, hai să o prețuim.
Haideți, veniți mai aproape, vreau să chefuim. Viața este numai una, hai să o prețuim. Toarnă vinul în pahar, haideți să ciocnim. Lăsați necazul deoparte și viața să o prețuim. Toarnă vinul în pahar, haideți să ciocnim. Lăsați necazul deoparte și viața să o prețuim. Nu strângeți bani și averi, trăiți-vă clipa. Când Dumnezeu ne va lua, nu luăm nimica. Nu strângeți bani și averi, trăiți-vă clipa. Când Dumnezeu ne va lua, nu luăm nimica. Toarnă vinul în pahar, haideți să ciocnim. Lăsați necazul deoparte și viața s-o prețuim. Toarnă vinul în pahar, haideți să ciocnim. Lăsați necazul deoparte și viața s-o prețuim. Am știut să cânt, să joc, chiar să beau un pic. Să iubesc cu patimă tot ce mi-am dorit. Nu am put la suflet multe, nu m-am amărât. Chiar și atunci când în viață am mai și pierdut. Toarnă vinul în pahar, haideți să ciocnim. Lăsați necazul deoparte și viața s-o prețuim. Toarnă vinul în pahar, haideți să ciocnim. Lăsați necazul deoparte și viața s-o prețuim.